Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat unde povestim despre multe, multe parfumuri. Astăzi vorbim despre niște parfumuri pe care le-am testat și vreau să împărtășesc cu voi părerile mele. Am și purtat dintre aceste parfumuri. Le și testăm împreună, dar vă spun că am numai delicioșenii. Mamă, sunt unele atât de frumoase. Știu sigur că ați testat dintre acestea sau că sunteți curioase de unele dintre ele. Și vreau să vă spun că, înainte să trecem la parfumuri, înainte ar trebui să vă spun să vă abonați și să împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele, să lăsați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când eu postez un video nou. Apoi, vreau să vă spun că am fost în Sephora și am retestat Devotion Intense, de fapt. L-am retestat pentru că am vrut să îl testez doar pe el și să văd cum este, să observ puțin diferențele dintre el și primul apărut. Și pot să vă spun că da, acum l-am simțit la fel, deci nu este nicio diferență, la fel, este un parfum frumos, nu îmi schimb părerile pe care le-am avut în clipul în care v-am spus despre el, doar că, încă o dată zic, este Devotion îmbunătățit, pentru că îi lipsește partea aceea citrică din deschidere, vine direct prăjitură, direct, deci se deschide direct cu o prăjitură, așa cum se usucă primul apărut. Acela are mai multe etape, are o deschidere citrică, dulce și în bază, după ceva timp, începe să strălucească acea prăjitură din bază. Ei bine, Devotion Intense este direct o prăjitură nati, delicioasă, este foarte frumos și v-am spus că nu l-aș cumpăra și pe acesta pentru că am o sticlă de 50 de ml plină și o miniatură din primul apărut, dar l-aș înlocui. Deci mi se pare îmbunătățit. Îmi place primul, îl ador, ajunge la baza aceea cu care acesta intens se deschide. Dar, da, nu o să mi-l iau pentru că mirosul este la fel, etapele sunt diferite și cumva intens trece direct la partea prăjituroasă. Dar vă spun că mie Devotion îmi place foarte mult când se usucă. Bine, îmi place de la început, este perfect așa cum este el. Dar cel mai mult îmi place baza aceea, prăjitura aceea nati. Eram curioasă dacă cumva în intens nu am simțit eu alunele. Și da, pot să zic că nu sunt alunele alea la care mă așteptam eu. Se simte nati, dar în alt fel și cumva este o prăjitură nati. Nu se simt separat alune, deci nu. Se simte că este acolo ceva. E o prăjitură bună, bună de tot. Vă spun asta pentru că vom vorbi puțin despre un parfum de la Nicolai din gama asta gurmandă. Este un parfum, haideți să vă spun întâi și parfumul, Saint Honoré. Este eau de parfum intens, despre el vreau să vă povestesc neapărat. Are piper și bergamot în deschidere. În mijloc are alune, lapte și floare de portocal, iar în bază avem vanilie absolut și santal, ambră și mosc. E delicios. Este foarte bine făcut, este foarte frumos, este finuț, este gurmand, este bun din toate punctele de vedere. Sincer să fiu, nu mi se pare nici scump, pentru că pe Niche Scent se este la 380 de lei. Ia uitați-vă aici la lunele astea cum sunt în poză. E gurmand, e foarte frumos parfumul, îmi place mult de tot. Are o notă de alune delicioasă.
Hai să scot și niște blotere. Să știți că l-am purtat pe acesta odată. O să-l mai port. Am aici mostra. Oh, din nou unghia asta. Da, pe lângă, nici nu văd. Ok. Da. Da. Se simt aceste alune delicioase. La primul nas am simțit și mai tare alunele, așa niște o cremă de alune, nu foarte dulce. Este dulce. Și el este tot un fel de prăjiturică cu alune. Și vreau să vă spun ceva. Mi se pare că seamănă foarte bine cu Devotion Intens. Aici se simt alunele, ies în evidență în această prăjitură. Da, aici alunele ies în evidență. Este cumva un Devotion Intens mai fin, mai luxos, mai scump, să zic așa. Nu mă refer aici la bani, pentru că dacă ne uităm pe site-uri, s-ar putea să-l găsim la același preț cu parfumul de la Dolce & Gabbana. O, da, este o prăjiturică. Eu acum îl miros pe acest blotter, dar purtat, cum să vă spun, pe blotter simt toate etapele parfumului și pe piele. Dacă îl analizez pe piele, simt toate etapele parfumului, simt alune. Simt prăjiturica aceea, sunt alune din astea de pădure, este un miros foarte plăcut, dar purtat nu mai simt așa toate etapele. Nu știu dacă ați observat chestia asta, când analizați pe piele sau pe blotter un parfum, bine, indicat ar fi pe piele, simțiți toate etapele, dar purtat cumva ele se duc mai repede și ajungem direct la prăjiturica cu alune de pădure. Când se usucă și pe mine, purtat, pot să vă spun că seamănă, sau ca să vă faceți o idee, să nu mă jure lumea, se duce în zona de, uite că vorbeam despre el și l-aveam aici pentru că l-am tot purtat. Ce frumos e, ce frumusețe! Devotion Intens, cu acela seamănă mai mult. Dar și aici avem baza tot Devotion Intens. Ador parfumul acesta, e obsesia mea din ultima perioadă și cred că este top în luna septembrie, parfumul care m-a dat pe spate, parfumul pe care l-am purtat cu cea mai mare plăcere. Ok. Deci avem o prăjiturică cu migdale delicioasă, cu alune de pădure. Se duce foarte mult în zona aia de devotion, cum vreți voi să-i zice, să nu mă certați că nu pronunț cum trebuie, intens, dar vă spun eu ceva ce cred că o să enerveze niște persoane. Clipul acesta este făcut cu un scop, să enerveze unele persoane, desigur glumesc, pentru că nu fac asta niciodată. Dar am glumit noi pe seama unor parfumuri pe care le veți vedea în clipul de astăzi, o să ajungem și la acelea. Nu știu ce să zic. Ideea e că între Saint Honoré de la Nicolai și Devotion Intens, aș alege Devotion. Știți de ce? Pentru că este mai in your face. Devotion Intens este mai intens și este mai puternic, mai persistent, aș putea să spun. Acesta este mai finuț, dacă vreți ceva mai finuț, da. Se usucă tot în zona aia, dar da, se simte foarte bine nota aceasta cu de alune de pădure. Este foarte bun, ce să zic, e frumos, dar v-am spus și despre alegerile mele, voi faceți ce vreți voi și da, pot să vă zic acum că sunt și mai înnebunită. Uitați-vă aici ce mostră, mulțumesc Adriana, mulțumesc! Da, hai să trecem la următorul. Haideți să vorbim despre ruj
Smoking de la BTK se lasă din nou cu mulțumiri și trebuie să le mulțumesc persoanelor care mi-au dat toate aceste decanturi, mostre, pentru că altfel nu aș fi avut ocazia să testez aceste parfumuri, pentru că este destul de greu să ajung eu să le testez și nu ar fi avut loc aceste clipuri și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. BDK, Rouge Smoking, Doamne, cât este de frumos parfumul acesta, acum înțeleg de ce atâta lume este înnebunită după parfumul acesta. Este, aș putea să spun că este cum să-l denumesc eu pe acesta? Cireșe în flăcări, migdale în flăcări. Deci eu nu pot pe unde dau. Ok. Este delicios, este foarte frumos, se usucă atât de frumos, se deschide atât de frumos. Deci parfumul ăsta este wow. Wow, wow, wow. Avem cireșe, piper roz și bergamot în deschidere. În mijloc avem vanilie neagră, heliotrop și floare de portocal. Iar în bază avem tonka, cașmir, mosc alb, ambroxan, labdanum și violetă. Are niște flori pudrate, este un parfum pudrat, dar este și fructat cu cireșele acelea în flăcări. Cumva se simte și migdalat, poate de la heliotrop, nu știu, dar simt o combinație de cireșe, cireșe și migdale în flăcări și spun asta pentru că este un parfum așa de cald și un pic afumat în bază. E și un pic de prăjiturică acolo în bază, dar de exemplu acum îl simt, m-a impresionat, se deschide cu cireșe, flori pudrate care îți dau senzația de migdale, dar cireșele astea, nu știu, mă duc cu gândul la un lipstick. E foarte, foarte, foarte frumos. V-am spus că pentru mine parfumul acesta este o combinație de cireșe și migdale în flăcări. Pe o bază dulce și un pic afumată. Nu, e ceva, e foarte frumos, vă spun, testați-l. Îmi place mult de tot, persistă bine, l-am purtat. Și din când în când am simțit așa câte un val de miros vanilat, prăjituros. În deschidere v-am zis, este combinația asta de flori pudrate, migdale, cireșe. E perfect pentru perioada rece, îl ador. Deci testați BDK Rouge Smoking și dacă aveți ocazia să testați mai multe de la BDK. Eu aș testa mai multe, dar nu prea le găsesc și testați și Tuberoz Imperial pentru că mi se pare un parfum feminin deosebit. Îmi place mult. Haideți să mergem mai departe. Astăzi vorbim despre multe parfumuri delicioase. Până acum, oricare dintre acestea merită o sticlă full size, dar și Trastevere de la Pantheon Roma. Trastevere, cum vreți voi să-i spuneți. Acesta este un cartier din Roma, din ce am înțeles eu, și este un parfum cu castan, vanilie, pelin și asomie. Ce combinație! Da, nu pot să zic că simt combinația asta, o să vă spun imediat. În deschidere, eu o să vă spun așa, cam cum mi s-a părut prima dată, că contează și asta foarte mult. În deschidere, miroase a cafea. Miroase a cafea, miroase dulce, un pic cam sinteticuț așa, sau poate aspru. Da, ăsta este cuvântul. Este un pic aspru în deschidere, miroase a o cafea proaspăt râșnită cu ceva ce nu știu, poate să fie pelinul, de exemplu, care poate să te facă să respingi acest parfum dacă nu îl lași să se dezvolte, pentru că atunci când se dezvoltă este ceva. Chiar astăzi vorbeam despre el cu cineva,
că eu am un hanorac așa pufos și l-am luat într-o zi pe mine. Apoi a doua zi, când am luat din dulap acel hanorac, Doamne, ce miros! A doua zi se simțea un miros în tot dulapul și atât de bine. Se dezvoltă cumva fructat. Nu pot să vi-l descriu. Nu pot să vă descriu această bază. Nu. Vanilie, clar, este un parfum dulce, caramelicios într-un fel. Se simte în continuare niște cafea. E ceva ce nu eu n-am mai mirosit până acum. Nu am mai mirosit așa ceva. V-am spus că deschiderea este mai aspră și miroase a cafea. Habar nu am de unde și până unde cafea, dar nu ne spun ei oricum tot ce pun acolo. Am mai testat de la Pantheon Roma Dolce Passione. La acel parfum a fost invers. Mi-a plăcut foarte mult deschiderea. Este o cremă de alune, niște Nutella, ciocolată. Este superb. Dar... în uscare nu pot să spun că m-a dat pe spate. Aici este invers, la Trastevere. Acesta este în deschidere mai aspru, dar este o deschidere care trece repede. Mi-aș lua o sticlă full size, fără să clipesc, ca să zic așa. Și vă spuneam că este invers cu acesta. În deschidere este ceva mai aspru, miroase și o cafea mai aspră, dar se usucă cumva dulce. Nu știu, și fructat parcă îl simt, dar dulce, caramelicios, vanilat, este un dulce așa mai lipicios. Deci poți să descoperi parfumul ăsta doar dacă îl testezi. Nu ai cum să-ți faci o idee din nicio recenzie pentru că notele nu spun nimic despre el din punctul meu de vedere. Nu simt castan, nu simt alune, nu-l simt nati. Nu. Am văzut apoi că este nati, că are castan, că are nu știu ce. Ei, eu când l-am mirosit, nu pot să zic că am simțit nimic din notele acelea. E superb. Este superb. Nu mai are rost să vă mai spun despre el, pentru că v-am spus, nu aveți cum să vă faceți o idee din recenzii, pentru că este greu de descris parfumul ăsta, dar îmi place cum se usucă și este bombiță. Este bombiță. Persistă o săptămână. Clar, asta vă spun eu. Dacă îl dați pe un pulover pufos, o săptămână, dacă îl țineți în dulap, miroase. Miroase până îl spălați. Asta vă spun, sigur, sigur, e bombiță. Este foarte, foarte intens și se simte, umple camera. E bombiță. Trastevere de la Pantheon Roma. Poate o să îl am cândva. Nu știm când, aș mai testa și altele, că prea mă încântă. Și vorbim mai departe despre o noutate, despre un parfum 2024, despre Si Passione Intens, mai exact, 2024. O să vă pun eu sticluța pe ecran ca să știți despre care este vorba. Este un parfum fructat, vanilat, lemnos, flori albe, pudrat, mă rog, astea sunt acordurile, și ca note... are coacăze negre, pară și bergamot în deschidere. În mijloc avem iasomie, iar în bază avem vanilie și lemn de santal. Să știți că am glumit cu fetele pe seama acestui parfum. De asta vă spuneam eu că este făcut cu scopul de a enerva unele persoane clipul acesta. Și tot lor le mulțumesc tare mult pentru... mostre și decanturi, pentru că pe toate le-am primit, pe cele pe care le vedeți astăzi. Ca să vin eu să-mi dau cu părerea mea nepotrivită. Hai să vă spun. Are o deschidere plăcută, este fructat, se simt coacăze și apare mirosul, apare iasomia, dar eu... nu știu ce are parfumul ăsta pe lângă fructele astea și pe lângă iasomie, că se usucă într-un fel enervant maxim. Maxim. Ăsta este un parfum despre care pot să spun că nu mi se potrivește, nu îmi place mie. Acum nu se știe niciodată, poate o să știți că se schimbă și gusturile, preferințele.
căutăm altceva acum, căutăm altceva peste un an de zile, nu știu, jumătate de an, mă rog. Doamne, deci are ceva pământiu, nu știu de unde și până unde. Chiar sunt curioasă ce părere au alte persoane despre parfumul acesta. Îmi place deschiderea, este foarte plăcut în deschidere, este fructat. Are o iasomie frumoasă și pot să vă spun că pe blotter acum nu simt eu așa deschiderea pe care am simțit-o atunci când l-am dat pe piele. Miroase a transpirație. Nici n-am putut să îl port. Vă spun sincer că l-am dat doar pe mână. N-am putut să-l port pentru că pe piele parcă e și mai rău. Acum poate să fie, poate să nu fie de fapt chimie între noi. În concluzie, Si Passione Intense este un parfum care nu mi se potrivește. Am zis să-i mai dau o șansă și mi l-am dat acum ceva timp pe mână și se dezvoltă la fel. M-am gândit că poate să fie ceva pe țeavă și că la primele pufuri am simțit ceva nasol, dar nu, se dezvoltă la fel. Deschiderea îmi place, dar nu-mi place cum se dezvoltă, nu e chimie. Chiar îl am pe piele și acum și se dezvoltă la fel de nasol, nu știu. Pentru mine, deschiderea este fructată, plăcută și în uscare miroase a transpirație. Știu că o să enervez multă lume, sunt curioasă cum îl simțiți voi pe Si Passione Intense. Și nu vă supărați dacă vă place parfumul acesta, pentru că până la urmă trebuie să fiu sinceră și să vă spun exact așa cum mi se par mie parfumurile. Trecem mai departe la un alt parfum lansat în 2024, tot așa o noutate, și este vorba despre Angel Fantasm. Un parfum de designer care își merită locul în colecție din punctul meu de vedere. Un parfum tropical potrivit tot anul, dulce, fructat, cu ananas, cu cocos, cu vanilie, care îmi place foarte mult. Are un ananas copt. Un ananas care este atât de copt încât îl simt puțin spicy, aș putea să spun. Pe o bază de vanilie, dar și cu cocos. Este un cocos cremos. Este un parfum interesant și foarte frumos. Îmi place că este puternic. Îmi place că persistă și este intens. Este un parfum dens, tropical, v-am spus, genul acela de parfum tropical de purtat tot anul, cum este și Sex and the City Neroli de la Francesca Bianchi, de exemplu, și pe el îl văd un parfum tropical, dar pe care poți să-l porți tot anul, nu este doar un parfum de vară. Așa îl văd și pe acesta, dulce, vanilat, cu cocos, tropical, cu acel ananas. Și îl interpretez eu așa puțin spicy. Nu știu, mă duc un pic cu gândul și la ghimbir. Îmi place parfumul acesta, are ananas și bergamot în deschidere, în mijloc avem cocos și floare de tiare și în bază patchouli, vanilie de bourbon și ambră. E un parfum dulce, îmi place mult, este și puternic totodată. O lansare binevenită, un parfum care merită să fie testat. Merită să vă îndreptați atenția către el pentru că miroase foarte bine. Chiar vi-l recomand cu drag. Mi se pare că se usucă așa vanilat, dar totodată simt și partea asta de ananas copt și cocos cremos. Cam așa se usucă. Foarte frumos parfumul. Și ultimul parfum despre care vorbim este un parfum de la Jo Malone care se numește Ginger Beer și are cea mai frumoasă sticlă. Este o sticlă atât de frumoasă și de drăguță și de delicată. Am testat parfumul prima dată din sticlă, din sticla aceea micuță și drăguță. Îmi place foarte mult cum arată. Este un maro foarte frumos. Ghimbir, scorțișoară și stejar. Foarte, foarte frumos este, să știți că mi-a făcut o impresie
plăcută când l-am testat prima dată și nu știu dacă mi l-aș cumpăra neapărat, am aici un decant generos. Dar da, este un parfum proaspăt, proaspăt, condimentat, miroase a ghimbir și are o bază lemnoasă. Este un parfum unisex. Aș vrea să văd cum se dezvoltă, pentru că n-am apucat să-l analizez pe acesta, dar dacă vă place ghimbirul în parfumuri, vă recomand să îl testați. Și dacă vreți un parfum cu ghimbir pentru perioada caldă, îl văd un parfum de vară, proaspăt. Nu este o scorțișoară din aceea care te duce cu gândul la perioada rece, rămâne tot un parfum proaspăt până la capăt, pe care, da, poți să-l porți tot anul, dar nu mi se pare un parfum cald de purtat în perioada rece, un parfum cu scorțișoară cald pentru perioada rece, nu-l văd așa. Ce îl face pe el deosebit este aroma aceasta naturală, știți că parfumurile astea de la Jo Malone au așa un iz natural plăcut. Se simte ghimbirul natural. Este un parfum frumos. Nu este genul acela de parfum care te dă pe spate, decât dacă te duci în zona parfumurilor proaspete și tu porți mereu parfumuri proaspete. Sticla îl face deosebit, este o sticlă foarte frumoasă, chiar dacă are scorțișoară și baza asta lemnoasă, rămâne tot un parfum proaspăt. Am acest decant destul de mare și o să port parfumul și v-am spus că o să revin cu parfumurile săptămânii, așa că o să vin cu update după ce îl port. Nu mi se pare că este potrivit iarna, toamna. Nu mi se pare un parfum cozy. Mi se pare un parfum de vară. E bun și acum pentru că avem 30 de grade afară, deci este cald. Este cald afară și putem să ne mai bucurăm de parfumurile noastre proaspete. Dar nu este ceva wow. Nu e wow. E frumos. E frumos. Cam atât pentru astăzi. Aștept cu mare drag părerile voastre în comentarii dacă ați testat parfumurile acestea. Vin cu un update pentru Si Pasione Intens. Vreau să vă spun că se dezvoltă la fel ca prima dată. Nu-mi place. I-am mai dat o șansă. Și am zis că până termin clipul, apoi am făcut o pauză, până termin clipul îl mai dau pe piele să văd care-i treaba cu el, dar se dezvoltă la fel. Nu este pentru mine. Să știți că acum Ginger Beer s-a transformat într-un parfum lemnos, plăcut. Nu este un parfum foarte puternic și n-aș vedea să aibă o persistență wow, dar e plăcut. Da. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele, să-mi lăsați un like, să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați când eu postez un video nou și ne vedem în curând. V-am pupat! Pa, pa!